Salut YouTube și bine v-am regăsit la un nou episod în Farming Simulator 2017. Astăzi am să joc de unul singur, pentru că colegul meu e răcit. Lăduț cu care jucam, el momentan nu poate să joace, că e puțin el bolnav. Așadar, astăzi am să fac cum v-am promis. Un episod forestier, după cum v-am promis. Nu uitați să am greșit. De nou am greșit. Nu uitați să dați un like, un subscribe, care m-ar ajuta foarte mult pentru toți cei care vă uitați la gaming-urile mele, la gaming-urile mele, vă rog să dați un like dacă vă place și un subscribe care m-ar ajuta foarte mult să măresc și eu puțin chiar canalul, mi-aș dori și eu să ajung de la 40 de abonați și eu la 50 și apoi 100 și așa mai departe. E prima dată. După cum poate știți, de acum dacă pentru cei care mă urmăriți, e prima dată când jucăm forestier, când o să facem game în forestier. Și trebuie prima dată să cumpăr utilajele, care o să dureze un pic de timp. Camion, în primul rând, avem nevoie de un camion. Da, eu zic că asta can be, poate fi ok. Să-i dăm și o culoare. Ce culoare să-i dăm? Băi, mi se pare ok culoarea asta. Putem să-i punem și atechea. Haideți să vedem ce o să iasă. Să vedem cum o să arate. Dacă nu o să arate ok, nu e nicio fel de problemă, putem să-l vindem, bani avem, nu duce în lipsă. Deci, să luat camionul. Da. Cam am arăt. Ok. Să ne urcăm în el. Pare rău că nu au obsurgențile de altă culoare, dar în fine. Deocamdată o să folosim așa. Avem nevoie de un trailer, în mod clar avem nevoie de un trailer. Îmi pare rău că nu e aici colegul meu, Vlăduț, care și-ar fi dorit foarte mult să... Ce standard... Care și-ar fi dorit foarte mult să vadă cum exploatăm lemnile. El nu e aici, el e în casă, duc aici, să dau pe cum mai încerc. El e în casă, nu-i problemă, dar și el puțin răci și nu. Nu prea are chef să joace cum ar fi. Bun, da, camionul ăsta, da, e important să-l punem aici, o să-l tragem pe partea dreaptă. Și am să cumpăr... Stai să vedem ce ne mai trebuie, știu ce ne mai trebuie, știu exact ce ne trebuie. Trebuie un aici unde ăsta un loader. Un load în ăsta loader. Sau cum mai vrei zice. Putem să dăm și culoarea super tare, hai să-l facem roșu. Colegul meu este Vlăduț, nu-i place deloc culoarea roșu. El când o să vadă gameplay-ul ăsta o să fie foarte supărat. Nu-i place roșu. Deloc. Mie tocmai invers, tocmai că îmi place. Așa, camionul ăsta,
Să-i dăm ce culoare să-i dăm? El cu siguranță are aranjer negru sau galben, poate. Dar să-i dăm roșul ăsta. Ok. Să ieșim de afară. Vai, dar mai urât nici că s-ar putea să fie teamul ăsta. Băi, nu îmi place, sincer. Astfel vând, de cum l-am cumpărat, am să-l și vândea, păi. Nu îmi place. Și voi ați înțeles ce eu spun? Nu îmi place, băi. Tractorul ăsta tot stă aici și arde gazul de pomană. Deci hai să cumpărăm roți din ale, dar nu știu dacă ea este aici. Dolly este asta, sau cum se zice. Dolly de asta. Să luăm. Și să mergem cu tractorul chiar. Să mergem cu tractorul ăsta, deocamdată. Da, de ce naiba nu te agheți? Ok. That's good. That's good. Alright. Ok, și acum să cumpărăm bine meritata și dorita drujbă. Să cumpăr o husvar la anului. Să cumpăr și un știu. Dar și să cumpăr da unde sunt eu sculare forestiere caroce. Caroce aici, cred că. Una de asta îmi doresc. Îmi doresc una de asta și oare de ce mai avem nevoie, da, știu de ce mai avem nevoie. Da, n-ai bă. Dă un tractor. Hop, nu ne băgăm. Avem nevoie de un tractor. Cu ata. Băi, dar stai să ne putem pe aici, cu care să putem... Nu știu unde l-am pune tractorul ăla. Cu care să încărcăm, să ne auto-încărcăm. Cum ar fi? Bă, ce uite și uite și ce realist e chestia asta, vezi cum se bălângănește tractorul, adică practic cum chinuie, cum ar fi să chinuie să tragă. Băi, ce îmi place, jocul ăsta e tare fain să știi. Băi, tu acolo te-ai băgat cu mașina, nenorocitule. Ok. Da. O să fac eu cu asta treabă. Am o idee. Să dau înapoi. Și am să dezgaț. Opa. Nu asta am vrut. Așa. Și nu mai este o furcă la tractorul ăsta. Deocamdată astăzi probabil așa o să fie. Oricum puțin face asta treabă. Când mai pot să duc contractor în colo, e greu de dus și daie. Daie.
Nu prea știu care e diferența între culcile astea, ce culoare să-i dăm. Bă, e ok neagră. E brilliant. E perfectă neagră. Așa și unul de ăsta pentru lemne, că să dureze foarte mult. Trebuie astea. Trebuie să bag câteva moduri utile în jocul ăsta, numai nu fac timp să bag. Vă aduceți voi aminte ce moduri aveam în farmul din 2015, cei care vă uitați. Nu aveam nici cea mai mică problemă acolo cu modurile. Dar aici am. Acolo eram exagerat cu modurile, adică aveam vreo 6 suche. Mai bine zis pe 630 sau 650. Da, ați auzit bine. Atât de multe moduri, da. Și să-i dăm drumul. Băi, ce pot să vă spun? Pot să vă spun un lucru clar. Adică știu unde se află pădurea, pentru că am făcut asta lucru intenționat prima dată. M-am interesat ca să nu mai pierd timp. M-am interesat unde s-a făcut pădurea. Și credeți-mă că am uitat. Hai, glumesc. Aici unde s-a făcut pădure. Pe mine așa îmi place cum se controlează. Hai să vin unde începem de fișările. E aici să vin. Ok. Păi avem o mică mare problemă, nu putem să pulisăm de la trailer. Chestia asta, da, cum. Ia că cumva la urcă trece pe aici. Colegul ăsta mi-a văzut. Poate am să-l chem. Dacă dorește să vie. Ce-mi place chestia asta că trage din greu, îmi place, băi, că așa e și în realitate, deci chestia asta îmi place. Băi, știu ce nu crește, n-am făcut să iau de lucru, cred că am făcut realitate pe spate. Păi, până asta nu m-am gândit. Uite, dar vreme de tractorul, băi, asta îmi place chestiile astea. Asta îmi place chestiile astea. E gândit realistic joc. Uite, uite cum patinează. Dar, ok, îmi place. Asta e retare. M-a crezut asta un pic. Da, asta e ok. Băi, ce pot să vă zic de acum? M-am uitat cum să lucră cu mașinăria asta. Adică... am vrea treabă cu mașinăria asta. Păi dăm drumul la defișat. Primul copac care o să fie
Pe mine care o să fie cu mult copac? Care să vă spun eu care o să fie cu mult copac? Ce copac o să fie ăsta? Nu dacă mai știu... Nu dacă mai știu să văd cu asta. Ok. Păi nu mai prea știu să lucru cu asta. Ok. Trecut ceva timp de când am făcut chestiile astea și... Să vedem să-l tem la ultimei treburi. Băi, numai la... cât? La 8 maxim? La... Ok, hai să vă spunem la 8. Până la 8. Ok. Pentru asta ca să nu? Păi nu știu cum lucrează asta. Stai. Stai așa că nu e așa. Mântet? Da. Ce mă probabil nu. Păi, se pare că mai degrabă, mai uite rezolvăm treaba cu gujba. Băi, durează tare mult. Nu s-a pisat. Păi tare greu mi-e descurc chestia asta și treaba asta să nu pot să mă coste, adică nu o să apreciază, nu ca să aveți ce apreciază. Hai să încercăm să vedem care-i treaba cu drujba. Face treaba mai repede. Da. O fază. Curioasă, nu s-a îmbordă copacul. Aiure. Jesus Christ. Băi, nu se îmbordă copacul. No way. Așa. Așa, ia mă s-a îmbordat.
Ok, acum să mai ne urcăm de asta, nu? Și să mai tăiem aia unul. Până nu știu umbula asta, așa pot să spun. Că am lucrat în farm 15. Am lucrat cu asta, dar valoar cu asta acum și nu umbul acum. Vedeți voi? Valoar cu asta acum și nu umbul. Okay, come please. Am în 2015 unde pur și simplu dacă v-ați văzut episodul de care ați văzut, am jucat destul de mult părăstirea și tare mi-a și plăcut, dar e joc greu părăstirea ce e greu. Să acolo aveam și mai multe moduri, aveam moduri. Dar mă ușor. De ce nu vrei să-mi cunosc? Deci, să vrei spate, deci nu vrei să-l taie, băi. De ce nu știu? Ce nu vrei să-l tai? Ce nu vrei? Așa. Faci de aici sunt mici, sunt micuți. Și asta se știe de amă. Nu te îndeplinești cerințele. Și încă ceva, și nici corpul nostru nu vrem să îndeplinești cu talul. Adică, vrei să tai mai lung, eu nu pot să-mi alunc acolo. 8 metri cel mai bun. Deci asta a fost făcut. Să ne arătă că cade pe tractor. Așa m-am putut. Dacă fac ăsta măcar e mai mare. Ceva de gen ar trebui să fie pe scopace cu trafie, treaba ok. Ok, asta a ieșit mult mai ok. Așa, ok, great. Asta e micut, oare o să crească? Hai să lăsăm asta aici. Și vreau să văd ceva. Da, exact asta. Hai să văd eu unul de asta. Cât mai bine. Cât mai ok aici la pădure. Decât tractorul. Că i-am pus cu pădea la tractor nu e problemă. Înțelegi? Pentru că să luăm unul de astea putem face treaba puțin mai repede.
Că ne place cum e făcut jocul ăsta, adică e ok, nu e grozav, dar e ok. Ce frumoase privire și de acolo de sus, de pădure. Aici jos o să vă arăt. Deși cel puțin ce-mi plac chestiile astea unde pune cabani și de-astea, arată ok. Cu siguranță arată ok. Da. Mi este somn. Asta e cea mai mare uciudă la mine cu leptatul animal. Păi e greu, bă, mai vreau tot să pun cu greu. Asta e nevărat cu cum să pun cu greu. Asta e singurul lucru care nu mă enervează tare. Colectatul lemnilor. Da. Hai că... Trebuia să dau un bidon ăla în ceva. În coșul ăla. Da, și acum, uite, o veste frumoasă. Gata, fratele mele. Ai, aiure tare, băi. Băi, aiure... Păi, no way. Cum poți fi așa, aiure, băi? Nu știu. Ce ai, ure? Hai să începem cu tractorul. Încerca să vedea ce putea face cu tractorul, că poate să nu s-a primește de-a mea. Să încărcăm trailerul ăsta never ever, în situația dată. Hai de băi. Deși trailerul ăsta e mai mult decât stupid. Deci, pur și simplu, dacă era să facă o treabă șmecheră. Trailerul ăsta trebuie să-l facă să se poată deschide stâlpia aia. Așa, lasă că e mai bine.
Ok. S-ar putea să fie, se pare mai... mai util tractorul ca și ăsta. Poate și ăsta să fie util cândva... urăsc asta. Deci asta o să fie util cândva mai, cum să spun, mai încolo, când o să se reducă pădurile și o să fie loc mai mult de manevrat. Așa rău. Nu e așa rău, tot ce trebuie să fac e să mut camionul. Dar aici nu-i loc, urăsc băi, băi, urăsc ușor ăla, deja mă nervează. Băi, ai urea treaba. Băi, de mai pe asta deja mă nervează. Ei, too heavy. Cum e too heavy, măi? La naiba, să-ți dau foc, nu altceva. Ok, las cum e chiar atât de rău. E chiar atât de rău, dar... chestia e că... Păi ok, cumva... Dar chestia e că pierd tare mult timp, adică mai mult decât ai crede, cum s-a duce, înțelegi? Pierd mult prea mult timp ca să pară gaming-ul interesant, înțelegi? Deci pierd suficient de mult timp încât să pară aiurea gaming-ul. Îmi doar fac cam și lui. Așa. Băi, prima dată când se zbunea de Farming Simulator 2017 și am văzut promo, cum ar fi trailerul ăsta, trailerul, eu un lucru am zis, băi, jocul pare a fi ok, dar mă temeam că nu o să fie forestier, adică având în vedere că forestier e tare frumos să joci. E frumos, dar e greu, trebuie să fiu profesionist cu as, ok. Temeam că nu o să fie forestier. Glumești? Hai, vezi că este. N-a scăpat de forestia. Nu a scăpat de forest. Întotdeauna confund aici la la gheara asta, cum ar fi, că una confundă... comenzile. Oh, trebuie să te minerezi după tine, așa e. Eu cum place tare. Și anume, îmi place că tractorul ăsta nu prea se ridică, știi, să vezi că, băi, se ridică ea de... de spate, știi că e prea greu pe față să... Tractorul e bun. Asta vreau să zic.
Bine că la vădut nu ar place pentru că e roșu. Dar uite cum e, îmi pare ok. Băi, pădurea asta e tare prostă, copacii-s micuți, trailerul ia și urât încărcat. Da. Păi deja 35 de minute eram sigur că doar astea forestiere, eram sigur că durează mult. Știam, de-aia am spus la văzut că băi, el a vrut să vie, știi, până la urmă, a vrut să vie să joace, dar... Nu prea s-o primit că nu i-a dat voie numai pentru vreo jumătate de oră. Că am spus, băi, nu se poate pentru jumătate de oră, o să dureze mai mult. Astea forestiere durează mai mult pentru că jocul e greu. Nu că e greu, înțelegi de făcut. Păi, dacă te făcea la naiba mai lungă, aia de prins, era o problemă, văd. Facă-mi. Asta strică ochii. Necesită tare multă concentrare aici, forestie. Se durează mult, am impresia. Până am să reușesc o să umplu un camion. Gândesc că se durează destul de mult. Vreau să fac un lucru, vreau să-l tai ăsta bucata asta de lângă aici. Asta. La naiba. Mult mai bine. De acum. Niște copaci mari ne trebuie pentru a putea face multă treabă ok. Ia copaci înalți, ăsta pare a fi mai înalt, uite aici. Nu că jiți ăștia, dar ce pe margine nu sunt alți. Ia ăsta pare a fi un copac ok. Da, și uite că și reușim cu brio să-l tăiem. Reușim, la modul ninja. Ai glumea, modul ninja. Adică nu refer că... Ce vrea să duc în modul ninja, nu refer că să-l fie ok. Ok, hai să vedem dacă mai putem face o stivă ceva de genul. Ok, încă unul.
Deci nu vrea, nu vrea nici cum. Cum așa? Așa și așa să nu discutăm. Păi, un prim aspect care se poate observa pe fani în 2000... între fani 15 și 17 e... că la sfârșitul fiecarei tăieturi, adică... Băi, nu cred. Deci nu cred că pot să-l desalez. Deci nu se poate. Stai să vedem. Sunt anumite lemne care se pot. Am ca sigur asta nu se poate, de exemplu. Nu. E diferit. Jocul mod doar. Și referitor la faptul că când ești pe la ultima bucată tăiată, în 2015, pentru că mi-am închis eu, s-auzeam că zgomotul de circulă. Dar pe aici nu se mai aude. Dacă nu e suficient de lungă bucata lui. Deci nu se mai aude dacă nu e suficient de lungă bucata lui. Uite că am reușit să fac o stivă. O fragă stivă. Asta e un lucru important. E un lucru ok. Hai să încercăm să vedem dacă putem să postăm. Să luăm cu ăsta. Ar fi bine multiplayer, s-ar juca mult mai ușor jocul ăsta, unul în față, unul în spate, cu utilaje de astea, ar fi mult mai ok. Însă fie vremea să joc și multiplayer, mai mult ca sigur că o să joc, dacă nu, Farming 17, dar cu siguranță în următorul joc. Sper să fie multiplayer, mai mult, 100% sper, adică. Ok, să vedem. Să dăm cu spatele. A, să ne dăm jos. Să luăm tractorul. Și să împingem țara jenele. Cel puțin unul care e aiure, aiure. Aiure tare ăsta. Ok. Dacă n-am putea asta muta cu mâna, ar fi un lucru bun. Da. Fain tare treaba. Ok, să o lăsăm acolo. Îmi place chestia cu mutatul cu mâna, adică era nevoie de o chestie de genul, era un pic de nevoie. Să poți face cât de cât și încă necesită și mai mult de atât. Da. Necesită că buturuga aia mă încurcă pe mine. Ok. Haideam să vedem cu camionul aici. Pentru că mă chem să mă duc cu... Hai să fug un pic. Hai, mă chem să... Să viu cu ăla. Cu utilajul ăla, pentru că mă tem să-mi cumva să le scăp, să fac inhibiții de noastră, știi, iar decidă ca mai bine să mă duc cu camionul. Că nu e atât de departe.
Ok. Eu l-au pe Vlăduț pe aici pentru ca să potem să-l chem. Potem să-l chem să vie să vadă cum este treaba. Așa, un pic. Și trebuie să văd un lucru... Aaa, iarăși am ieșit butonul. Oare pot să încerc să... Să încerc să... Să pun... Vlăduț! Vrei să vii să vezi forestierul? Ok. El am o mănâncă, ăsta băiatul, el nu vine să vadă de-am. E prea sus, nu știu dacă am să pot. Băi, ce tare l-am aruncat pe ăsta, în fine. Nu prea se poate. Ei, nu prea se poate, nu prea merită. Așadar, uite că o să umplem. Încet cu încet sper să umplem remorca. Treaba aia și bună, dacă ar fi și capacități bune, înțelegi cum i-am tăiat noi pe ăștia, ar fi ok. Pe ăștia am ultimii doi, sau câți am erau ei doi. Așa, de nou avem aceeași problemă vagă. De nou ia și lemnile din... Ăsta tare mă nervează. Hai să încercăm să le împingem cu tractorul. Tare rău m-am cu pădure. Da, măcar... Un lucru e clar. Încerc și eu și... Mă descurc, fac și eu cum pot. Ok, hai că ar putea funcționa treaba. O să uită cu camionul cum așa le rup, pentru că... Că de nou nu strânge suficient. De nou nu strânge suficient de multă... Nu știu ce de multă cupă la asta, la utilajul ăsta, ca să poți să țină lemnile. Ce crezi că vreau să zic? Altceva. Așadar, uite că aproape că am putut un camion de lemn. Este o veste super bună.
Dar și-ar fi una și mai bună dacă aș ști să scap odată de amont de aici. Băi, nu să știu cum să scap. Așa, spune sfârșit. Ok. Hai să vedem cum stă treaba. Cum stă treaba, cum stă treaba. Ăsta se îmbordă fix în cap la mine. Nu chiar în cap, adică na. Utilaj. Da, s-a îmbordat fix pe utilaj. O să încercăm să ne încărcăm cu tractorul aici. Da, uite că nu uită ca metoda clasică cum încărcam în farmă cu 2015 cu mine. Ceva de gen încărcam. Problema e că la ghiarea asta respectivă, adică la tipul ăsta de furcă, de cupă, de cei cu care încarci le. Problema e că ăla de mijloc, singura problemă aia, pentru că care puteți să faci ceva ok cu tractorul aici. Singura problemă e că ăla e mai scurt. Sunt tot mai scurt, încât să-ți facă suficient de mult tantan. Înțelegi? Atât. E cea mai mare, asta e cea mai mare problemă. Și atunci am găsit o soluție, pe care multe tehnologii de acum recent în cap. Așa încărcat, eu în 2015. Dar altfel, dacă zice să le împingi lemnile, nu trebuie să reușească pentru că e scurtă la din mijloc și nu se apuce să la gheațe, nu se poate să dea ei. Că reușim să facem un trailer de lemn încet. Cam greu de crezut chiar pentru mine, nu? Dar reușim. Deci tu trebuie să te tai un pic pentru că mă încurci ai creat tare. Facem curat aici toate lemnile care înainte trebuie să le și de nou asta problema care e clasică de la mine. Adică dacă împing lemnul pur și simplu cu tractorul, nu prea pot să-l iau. Numai așa. Efectiv, nu știu de ce, dar asta e cea mai bună metodă de a încerca lemn.
Și asta e cea mai bună metodă. Da, și mai bună era. Dacă se punea pe trailer, era și mai bună metodă. Era rar naibii de treabă, să fie. Dacă nu cădea în trailer, era și mai bună treaba. Practic, ăsta forestier e tare greu. Ăsta e tare greu. Urăsc, ce puțin o urăsc. Să știți că nu-s bun la forestier, pentru că... Eu nu știu în general cum funcționează cupa asta. Nu mă descurc. Nu mă descurc, efectiv nu mă descurc. Ah, ce urăsc. Ce urăsc. Ce urăsc. Nu să te rezolvă pe tine altfel. Nu să mă stresez prea mult, am să te rezolvă altfel. N-are rost să mă stresez. Cu cretinism. Asta fiind cretinism. Așa. Nu știu să faci un joc. Și jocul ăsta... Efectiv, e... Mi se pare mie un joc destul de bun. Mie mai place de mult, aș putea trece ca GTA 5. Mie mai place ca GTA 5. Haide să mă și pentru cu ăsta. Dar de fapt ăsta suntem cu drujba. Suntem cu drujba, nu o să ne mai complicăm prea mult. Cu alte chestii. Utilajul ăsta e bun când ai multă muncă cu lungul. Înțelegi? Și ăsta atunci își arată adevărata valoare. Adică când ai grămesc frumos de luat. Da, bine că n-ai rămas acolo, nu trebuia să rămână, dar cum? Dar cum? Dar era rău treaba dacă... Era iure treaba dacă cumva l-ai uitat. Da, uite că deja jucăm doar, eram sigur că durează mult un gameplay de ăsta. De-aia am spus amicului meu, am spus, băi, nu să putem să jucăm cum zvonești tu, adică cum vrei tu, un jumătate de oră, nu să fie de ajuns. Înțelegi? Nu că n-aș vrea să jucăm într-un jumătate de oră, 100% mi-aș vrea să-l jucăm. Să-l jucăm, da, nu se poate. Asta e trist, la adevăr. Nu se poate, vezi? Dai să primim partea bună a lucrurilor. Trailerul e plin. Imediat.
Tot ce trebuie să fac e să caut un mob de scorpion care să taie lemnile la distanță de minim 10 metri. Și treaba e mult mai ok. Răspundirea chestii în viața asta. Cum ar fi să iau lemne cu cupa de-astea? Astea au locul urăsc. Și copaci pe mulți, care încă n-au ajuns să fie tăiați. Lumea asta în spatele tractorului. Și încă un lucru, mă urăsc. Că nu știu, nu mă greșesc comenzile, atât timpul greșesc comenzile. M-ai strigat, Vlăduț? Nu pot să vin acum că mă joc. Strigată ăsta, băiatul. Hai dacă poți să vii, hai până la mine dacă vrei. Parcul ăsta trebuie să-i facem mai fel. Da, ăsta trebuie să-i facem fel, că deja m-am săturat de înfurcatul lui. Așa, el nu o să mai încurce atât de mult ca până mă. Și cam atât a fost, dragilor, pentru ziua de astăzi. Restaurez că dacă aș putea să-l mut, să-l mut cu tractorul. Aiure. Bă, hai să-l pun totodată și lemnul ăsta sus, dacă tata să încep cu tractorul. Să-l mai încerc, să-l pun și pe ăsta. Așa. Dar bineînțeles că el o trebuie să agheați, că mai bine așa să agheați. Hai, băi, băi, uite. Dar și n-ajung cu grujbarea. Ok. Oricum e cam lung după cum văd o lemnă. Dar nu te interesează prea mult.
Și uite că s-a rezolvat treaba. Acum tot ce trebuie să fac e, nu știu cum să mă urc. Stai un puțin. Nu știu cum să fac să mă urc. Așa aici. Pe lemn. Super fain. Ca să tai cu drujba, că e prea lungă asta. Așa, perfect. Hai să vedem acum cum funcționează chestia asta. Nu mai arată cum. Ok. Am să știu. Hai să legăm apoi. Cum îl legăm? E aici? Legăm cu 15. Gata. Asta e la mine, așa de-am. Ok, și uite că avem un camion. Nu tare full. Da, oare și cât. Încărca cu lemn. Și acum să-l ducem la stația de tren, nu știu unde e trenul. Trebuie să depistez zona unde e trenul, că habar nu prea am. Ok, da, în zona Oiva. Băi, dar deja m-am, băi, deja m-am săturat să mai tăsar pe ăsta camion. Ok, și acum să plecăm de aici, ieșind în pădure. Să ieșind în pădure după fra și după mure, cât am fost aici, și să ne îndreptăm, să vedem cum facem să vindem lemnile. Nu se mișcă tare greu încărcat. Deci am avut dreptate să faci o încărcătură, un camion bun cu lemne. Durează oricum cu aproximație o oră. Dacă cam am spus cum ar fi. El durează o oră oricum. E ceva, da. Siguranță e ceva. O oră. Oh my god! Asta îmi lipse. No, asta îmi lipse. Asta îmi lipse. No, asta mi-o lipsit de amul să-mi bord de camionul. Mama mia! Asta mi-o lipsit. Asta nu este să se îmborde camionul. Nu e partea bună a lucrurilor, bine că-s legate lemnile să nu trebuie să ne mai încărcăm odată. Și asta e un avantaj mare între farmii 15 și farmii 17. Că la 17 nu era chestia cu legatul lemnilor, când s-a îmbordat camionul, punea înapoi încărcătura. Era rahat. De asta să se cumpătui treaba asta. Măcar am reușit să-l dezburdăm. Las că e ok. Atunci. Trebuie să mergem la oi, să vedem unde sunt oile. Ok, am spus oile. Stai să cumpărăm pământul ăsta pe cât îmi stă în cale. Cât îmi stă în cale pământul ăsta, vreau să-l cumpăr pentru că îmi stă în cale.
Habar n-am cât o costă. 370.000 sau ceva de genul. Să cumpărăm și păsări aici, că dacă tot ăsta un cal de pământul de asta e... Văd o să nu le cumpăr așa cu fața asta de make-o în pauză. Da, hai să-l cumpărăm. Dacă mai avea și o ieșire de la pământ în stradă, ar fi și mai ok treaba. Camionul ăsta e murdar, de-amul trebuie să-l spălăm. Dar n-ai unde să te bagi, numai aici. Și tu ești suficient de mare încât să nu poți să fii raia mai bine. Avem de aici. Hopa! Păi iară de să sunt bordei. Ce-mi place cu chestia asta e reală, totuși. Cumva. Opa! Boom! No way. No, de nou ne-am îmburgat. Mi-aș dori de multe ori și nu mă nasc. Să nu mă fi născută bărbat. Băi, dar acum acolo am să știu cum am să conduc mai vicile, nu ca și în cealaltă jocuri de farming în care nu prea conta cum conduceai. Deci ce vreau să spun? Aici contează să pară, că te îmborzi. Mai mare problemă nu trebuie dacă să te îmborzi. Adică străbă, adică nu că străbă. Poate să fie un problemă mai mare, să îmbar să lemnile pe drum atunci cei cu pe aici. Noroc n-am legat. Noroc n-am legat lemnile. Asta e unul de norocul și al doilea e că ăsta, utilajul ăsta nu e așa de încet, adică cât de când a... Am vrut să sar pe ăsta, de ei putem să merem, de ce nu, vezi așa în ea, țac tac, țac tac. Hai, așa. Adică nu e chiar atât de slow. 40 la oră e cât de cât ceva. Apăjitule, go ahead! De unde ne-am îmbrudat, băi? Băi, unde ne-am îmbrudat, băi? Vă suport! Ia, acolo ne-am îmbrudat, am văzut că arătași pe hartă. Cu galben și cu... verde acolo puncte. Nino, Nino, vine ambulanta. Oricum utilajul ăsta cred că trebuie să-l ducem oricum la tren ca să luăm încărcătura, adică oricum cred că avem nevoie de el acolo. Da, a reușit măcar să-l dezburgă. Chiar așa să ne îmburgăm. Uite că aici e calea ferată, deci ajungem de acum la tren.
ușor chiar ne îmburgăm. Mi se învățea să mă duc tare. Deci, băi, sincer, nu știu cum să fac să încarc pe trei, ar fi să văd dacă aș încărca cumva automatic, asta ar fi ok. Ok. Am ajuns la tren și am cum încărcăm pe tren. Asta e mai întrebare. Păi asta nu știu. O să încarcă pe tren, nu știu. Mă gândesc că... Hai să vedem, nu cumva are ceva utilizare, cumva cum s-ar zice ăsta aici. Nu, nici nu spui măcar nimic, cred că. Da, uite, e un super lucru bun. Da, ok. Perfect. Asta e perfect. Hai, perfect, perfect. Băi, pește, ce înseamnă a fi perfect? Ce perfect, băi, vir! Băi, deci nu zici că poți să așa pe R. Ok. Păi era fain dacă se putea încărca și automat așa, cum am zis. Da, era super ok, dar... Să ne descurcăm și așa. Stai că nu mai așa un mampă. Cum se mișcă? Asta mă interesează. Asta mă interesează. Și asta. Așa.
Așa. Așa, deci se lucrează pe invers, nu altceva. Ok. Cum vrei să ridic în sus? Băi, deci mă strâdă cap cu atâtea comenzi. Nu funcționează, băi. Nu ridica în sus. Dumnezeu cu mila și cu mama lui de treabă. Dar cumva făi, băi, să nu știu să-mi iei sus. Deja nu mai pot să înțeleg, nu înțeleg. Nu ridică, băi. Ok, rămâne pe data viitoare treaba asta, că deja am impresia că nu mai ține deloc cu mine, înțelegi? Rămâne pe data viitoare. Să mergem cu trenul, să vedem unde trebuie să-l ducem. Să vină și aici să leagă, cred că da. Nu știu dacă să leagă. Da. Da, așa de asta treaba asta de legăm. Și am ajuns la unde am venit, cred că.
pe chestia aia. Sincer, nu știu unde să le vând. Asta e un lucru clar, că nu știu unde să le vând. Și al doilea lucru clar e că am ajuns acasă. Și al treilea lucru clar e că nici nu prea mă interesează. Am ajuns de unde am venit. Așa, deci am găsit până la urmă cum să ridic. Ok. Ok, deci am găsit până la urmă cum să ridic înapoi după ce m-am chinuit ca să iau dislike-uri. Mai legăm și aici. Așa, și una pe aici. Așa. Să legăm și pe tren. Am apăsat R. Ia acolo. Ok. Să mai prind o motoră cu trenul. Nu știu unde să le vând. Deci asta stau să urmăresc sus. Asta stau să urmăresc sus, asta dau unde se vând. Da, asta vând. E jocul interesant, dar trebuie multă muncă până așa ajungi să înfrunzești și să știi că cum trebuie. Dacă știi cum să te joci, eu zic că jocul e ok. Chestia cu trenul e și mai faină. Bine, era și mai fain dacă puteai să-l faci automatic, să-l chinești cu unele chestii. Dar e ok, așa cum e. Da, acolo intră. Stai, să vinde alemile. La casa aia, cred că da. Ce greu să oprește trenul, măi. La ce te fac? Tu și gândi ca și în realitate, adică să oprește greu. Efectiv poți să cumperi și de aici, adică să umpli cu nu știu ce.
Da, nu, nu, altceva. Păi, sincer, nu știu unde să duc lemnile astea. Habar nu prea am, să mă pot vrea alții pe YouTube. Cum fac treaba, dar, sincer, nu prea știu unde le duc. Poate să îmi place în tren prin să se duce până într-un punct A, în punctul B sau ceva de genul, poți să nu fie un punct aici pe calea ferată să se vezi. Trebuie să revin. Da. Poate să fie este încărcătura mai mare, aduce la tren, deși că asta chiar e de timp, încă nu știu câte vagoane, și ne aducem punctul de carocerie. Și cam atât a fost. Cam atât a fost, dragilor, pentru ziua de astăzi. Nu uitați să vă abonați. Dacă n-ați făcut-o deja și dacă doriți, bineînțeles. Repetați un like dacă credeți că merită videoclipul și un subscribe pe care mă ajută foarte mult și abonatul. Adică să vă abonați și să distribuiți. Asta e până data viitoare. Băi, vă salut, dar aveam un lucru de făcut. Ca de obicei, băi, nu rețineți voi, ca de obicei trebuie să duc chipul acasă. Trebuie să dau și timpul să se accelereze puțin el. Să meargă mai rapid. Și să plecăm acasă. E gata munca pe ziua de astăzi, de 9 ore jumate. Care n-am prea câștigat mai mult, mare lucru decât mai multă experiență. Eu tot nu înțeleg un lucru, nu știu de ce scrie la chip să prinde 150, dar el nu prinde 150. Wow. Să ne vedem data viitoare cu un episod din Farming Simulator sau poate alt joc în fața lui o să fie. Dar oricum, dacă o să fie din Farming, nu mai știu, nu pot să promit ce o să fac Farming-ul. Adică nu pot să promit cu ce o să fie, cu forestier sau cu îngrijire de animale sau chestia asta. Ce mai pot să văd? Vreau să văd cam un mod la accelerarea timpului pe care încă nu l-am instalat și care urmează să-l instalez. Da, de 1200 ori mai mult timp sau ceva de genul. Ok, până data viitoare v-am pupat și vă doresc numai bine. Pa!